Cu cine este egal a plus B, totul la A2? Alex. A pătrat plus 2AB plus B pătrat. A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Cu cine este egal? A, să mai scriu într-un alt mod. Am să scriu așa, 1 ori A pătrat plus 2 ori AB plus 1 ori B pătrat. Și am să mă înscriu pe 1 ca fiind combinări de 2 variante 0 A la a doua plus combinări de 2 variante 1 în loc de 2 AB și plus B pătrat. Adică combinări de 2 variante 2 ori B pătrat. Rămâne să ne convingem, să vedem dacă într-adevăr combinări de 2 variante 0 să facem deoparte. Face 1 oare? Combinări de 2 variante 0 egal cu Alex. Egal cu 2 factorial. Am zis eu timp deasupra dumneavoastră. 2 factorial asupra. 0 factorial. Pe lângă. 2 plus 0 factorial. Și face egal cu 2 factorial supra. Supra. 0 factorial e 1. Ori 2 factorial, simplificăm și face 1. Bine, nu? Da. E bine. Deci, într-adevăr, în loc de 1 ăsta, am putut să scriu combinări de 2 luate câte 0. Hai să vedem dacă combinări de 2 luate câte 1, Vlad 2, combinări de 2 luate câte 1, cât face? 2 factorial, supra 1 factorial, pe lângă 2 minus 1 factorial. 2 minus 1 totul factorial, da. Și lângă 2 factorial, supra? Supra 1. 1. Ori 1, nu? Face 2. Și 2 factorial, 1 ori 2, supra 2, perfect. Da? Și cum vrem de 2 luat de 2, hai să facem și pe ăsta. Vorbește tu șeful, lucrează. Combinat de 2 luat de 2, 2 factorial, supra 2 factorial, pe lângă 2 minus 2 tot factorial. Așa. Și de 2 factorial, supra 2 factorial, 1 factorial, dă tot 2. Dă tot 2. E perfect, nu? Tot 1, nu 2. 1. Cât este A plus B totul la A treia? Andreea. A plus B totul la A treia egal cu A la treia. A la treia. Plus 3A pătrat B. Așa. Plus 3AB pătrat. Da. Plus B la A treia. Plus B la A treia. Adică, cu combinări ar trebui să scriu cum? Combinări de 3 luate câte 0. Combinări de 3 luate câte 0 ori A la 3A. Plus combinări de 3 luate câte 1 A la 2AB. Plus combinări de 3 luate câte 2 AB la 2A. Plus combinări de 3 luate câte 3 B la 3A. B la 3A. Că este corect. Ne convingem repede. Vlad 1. Să vedem la combinări de 3 luate câte 0 e bine. 3 luate câte 0 e egal cu 3 factorial, factorial supra 3 0 factorial, factorial pe lângă 3 minus 0 factorial. Da. E egal cu 3 factorial pe lângă 3 factorial. 3 factorial și egal 1. Bun. Combinări de 3 luate câte 1. Combinări de 3 luate câte 1 e egal cu 3 factorial supra 3 factorial ori 2 factorial. Ori 1 factorial și de tot. Ia facem încă. Deci cât ai spus combinări de 3 luate câte 1, ai spus 3 factorial supra 3 factorial. 1 factorial, pe lângă diferența. 3 minus 2 factorial, da? 1 factorial. 3 minus 1, pardon. 3 minus 1, da? 3 minus 1 trebuie să. Și vine 3 factorial supra 2 factorial. Supra 2 factorial. 3 factorial înseamnă 6 pe 2, face 3. 3. Da, într-adevăr e bine. Cât face combinări de 3 luate câte 2? 2 egal 3 factorial supra 3 factorial pe lângă 3 minus 2 factorial. Și egal cu 3 factorial supra 2 factorial ori 1 factorial. Și egal tot 3. Tot 3. Deci care e concluzia? Că aici când lucrăm cu factorialii, uite, a apărut 1 factorial ori 2 factorial, nu? Da. La monitor.
sus de tot 3 factorial, concluzia lui că combinări de 3 luate câte 1 egal cu combinări de 3 luate câte 2. Da? Combinări de 3 luate câte 1 egal cu combinări de 3 luate câte 2. Asta egal mai departe cu în loc de combinări de 3 luate câte 2, pot să spun combinări de 3 luate câte 3 minus 2. Că 3 minus 2 face 1. Deci pe 1 de aici am scris ca 3 minus 2. Este foarte interesant. Iată, combinări de 3 luate câte 2 egal combinări de 3 luate câte 3 minus 2. Acest rezultat pot să reține. Combinări de 3 luate câte 2 egal combinări de 3 luate câte 3 minus 2. Și să scriem și noi combinări de n luate câte k. Sunt sugerată formula de aici, să vedem dacă e adevărat. Combinări de n luate câte k egal combinări de n luate câte cine? Luate câte n minus k. N minus k. Da. Luate câte n minus k. Nu de k minus n. Da. Da? N minus k. Deci combinări de n luate câte egal combinări de n luate câte n minus k. Este adevărată formula asta? Hai să o vedem. Hai să facem câte, să vedem câte sunt combinări din luate de k. Îi cât? N factorial supra. Supra cine? K factorial. K factorial pe lângă? N minus k factorial. N minus k factorial. Dar combinări de n luate câte n minus k. Combinări de n luate n minus k. Ar fi? N factorial. N factorial supra? Supra n minus k factorial. N minus k factorial pe lângă diferența. N minus n. N minus n plus k. Plus k. Factorial, da? Da. N plus n și rămâne k factorial. Păi, identic ca și sus. Ai n factorial, n factorial. Da? N factorial, n factorial numărător. La numitor este k factorial. Că n plus n s-o duce numai k factorial. Pe lângă n minus k factorial, ca și mai sus. Deci este corectă formula pe care am sublinat aici. Notați că aceasta e formula de legătură între combinările complementare. Da? Deci formula de legătură între combinările complementare. Așa. Rețineți. Formula de legătură între combinările complementare. Între combinările complementare. Combinări de n luate câte k egal combinări de n luate câte n minus k. Și mai mergem un pic. Să vedem și la plus B totul la a patra. Deci A plus B totul la a patra. A plus B totul la a patra. Este egal cu? A la patra. Deci A la a patra plus? 4 a la 3. 4 la 3 B plus? 4 la 2 B la 2. Cât? 4 la 2 la 2. 4 la 2 la 2, sigur? Da. Hai să facem acel triunghi. A, nu. Deci 1, 1, 2, 1. Da. Că ridicăm din omul la pătrat. 1, 2, 1. Sunt coeficienții. 1, 2, 1. Pentru la 3 înseamnă așa. 1, 3, 3, 1. Ia uitați-vă, 1, 3, 3, 1. Dar cum s-a obținut 3? S-a adună ăștia de sus. 1 și cu 2 fac 3. 2 și cu 1, 3. Și 1. Pentru la a patra, începem cu 1. Și 1 și cu 3, 4. 3 și cu 3, 6. 3 și cu 1, 4. Și 1. Deci, ce trebuie să scriu aici? Am zis 1, 4, 6. Andreea. Da. 6, A la cât da? A la a doua B. A la a doua? De la a doua. De la a doua. Atenție, a la a doua, B la a doua. Plus? 4, A de la 3. A de la 3. Da. Plus B la 4. B la 4. Și se scrie cu ajutor combinărilor. Combinări de 4 la 0, A la 4, Andreea, plus? Combinări de 4 luate câte 1 a la 3B. A la 3A, B. Plus? Combinări de 4 luate câte 2 a la 2A, B la 2A. E așa. Plus? Combinări de 4 luate câte 3 a B la 3A. A B la 3A.
plus combinat de 4 radic de 4 de la a 4. De la 4. Iată că combinările ne folosesc foarte tare. Este extraordinar de important să sesizăm, că acum putem ridica la orice, la puterea a doua, a treia, folosind, nu memorând coeficienții 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, ci folosind coeficienții binomiale, combinările. Și e foarte ușor. Combinări de 4 latic 0, când combinări de 4 latic 1, combinări de 4 latic 2, combinări de 4 latic 3, combinări de 4 latic de 4, da? A-ul descrește și B-ul crește după rețeta aceea. Înseamnă că putem ridica la orice putere. În general, la puterea N, la 1, A plus B totul la N, cât ar face? A plus B totul la N este egal cu... Cu deodată combinări trebuie. Deodată combinări? A. Sigur că nu putem altfel. A plus B totul la N egal cu combinări de... Combinări de N... N luat de câte 0. 0 din A la N. Nu, din ori A la N. Ori A la N. Plus. Plus combinări de ori din N luat de câte 1. Da, combinări de N luate câte 1, adică sunt N elemente și mai luăm câte 1. Înmulțit cu A la N minus 1. A la N minus 1 ori de la întâia. De la întâia. Plus. Plus combinări de din N. N luate câte 2. A la N minus 2, B la 2. B la 2. Plus. Plus combinări de din N luate câte 3 din A la N minus 3, B la 3. Așa, pe la 3, observăm. Mai este încă unul. Plus combinări de N luate câte 4. A la N minus 4. A la N minus 4, B la 4. Da. Ușa mai departe, vă spun de punct. Hai să scriu pe unul combinări de N luate câte K, un intermediat. N luate câte K. A la puterea. N minus K. N minus K, ori B la K. Și plus puncte, puncte, în sfârșit ultimul. Plus combinări de N. Luate câte N. Din B. Ori B, nu din. Da. Ori B la N. Da? A au dispărut. Da. Deci, ce se întâmplă cu Vladul? Ce se întâmplă? Vlad 2, pardon. Ce se întâmplă cu Vlad 2? Începem la combinări de N luate câte 0. Da? Combinări de N luate câte 1, combinări de N luate câte 2 și mai departe. A au descrește câte un pic, B o crește. Intermediarul îl ținem în iată forma combinării de N luate câte K. A la N minus K, ori B la K. Întrebare. Al câtelea termen din dezvoltarea binomului este ăsta de aici? 3. E al treilea. Nu? Primul, al doilea, al treilea. Deci când are 2, 2, e al treilea. Când are 3, 3, al câtelea este aici? Al patrulea. Când are 4, al câtelea este ăsta? Al 5. Și ăsta al câtelea este? Endos capul sumelea. Al capul sumelea. E al capul sumelea. Deci el indică ca aici, și atunci este alocat cu sumele, că este cu 1 în plus, că s-a plecat la 0. Da. Da? Deci, termenul de aici este situat pe poziția K plus 1. Zicem, P indice K plus 1, P indice K plus 1, egal cu combinări de N luate câte K, A la puterea N minus K, ori B la K. Da? P indice N, P indice K plus 1, egal cu combinări de N luate câte K, la N minus K, ori B la K. Sigur, aici numai cât am intuit formula, plecând de la niște situații particulare, am intuit, dar demonstrația riguroasă, ca și la aranjamente, la permutări, la combinări și binomului Newton, se face prin inducție. Deci, ce am însemnat la puterea el? Noi am tras concluzia. Am tras concluzia fără să facem demonstrația riguroasă. Rămânând asta, să o faceți voi. Până la a patra. Eu știu pe asta la a treia. Înseamnă că la patra, zic A plus B la a treia, pe lângă A plus B. Și când mulțesc A plus B la a treia, știu dinainte, și mulțesc cu A plus B, veți vedea acolo, după mulțirea celor două paranteze, că vă da așa ceva. 1, 4, 6, 4, 1. Și astea înseamnă combinări de 4 la 0 și așa mai departe. Așa spune și la K, la K plus 1. Când demonstrăm prin inducție acolo. Vă las vouă să faceți asta. Da. Și acum o să facem câteva lucruri. Asta este, înseamnă că din seara asta începând puteți ridica la orice putere. Nu formula neapărat la a doua, la a treia, să o ținem minte. Le ținem minte că ne lovim des. Dar acum putem ridica la orice putere pentru că avem formula binomului lui Newton.
Deci asta se cheamă, asta cu N, scris în dreptul său, formula binomului lui Newton. Da, binomului lui Newton. Și să facem și un exercițiu 2, după care să ne ducem și la ceea ce ne-am propus noi. Vedem acolo cu... Așa, să dă binomul. Radical, deci binomul radical indice 8 din 2, deci radical indice 8 din 2, plus radical indice 3 din 2, totul la A11. Câți termeni are binomul ăsta, dacă vrem să-l dezvoltăm? Deci radical indice 8 din 2, ori radical indice 3 din 2, totul la 11. 12 termeni. Are 12 termeni. De ce? Că e 1 în plus față de indicele legi. Când ridicăm la a doua, câți termeni avem la a doua? 3. Când ridicăm la a treia, câți termeni avem? 4. La 11 sunt 12 termeni. Și dacă vrem să-l aflăm pe al 5-lea, de pe poziția a 5-a, cum îl găsim pe al 5-lea? Putem să desfășurăm și să-l numărăm și al 5-lea ești tu. Pur și simplu, îl vedem că, cum arată al 5-lea. Dar am putea să-l găsim și altfel. T5, deci al 5-lea, este egal cu T4 plus 1, că 5 înseamnă 4 plus 1. Și noi avem formula TK plus 1. Hai să ne amintim că dacă TK plus 1 egal cu Alex. Combinări de N la T câte K. A la N minus K. Ori B la K. Da? A la N minus K ori B la K. Asta e formula care îți indică foarte direct termenul. Așadar, voi spune Vlad 2 egal mai departe cu de cât? Combinări de, cazul nostru, 11. Luate câte? K-ul cât este în cazul nostru? 4. Uite că K plus 1. Aici este 4 plus 1. Deci K-ul e 4. Deci combinări de 11 luate e de 4. Locul întâi. Cine e locul întâi? Radical din 8. Radical indice 8 din 2 la puterea, cât spune acolo formula? 4. N minus K. N minus K, adică 11 minus 4. Ori poziția a doua, cel de pe locul 2, care e radical de ori din 3 din 2, la puterea 4. La puterea 4, da? Da. E cam mai departe. Combinarea de 11 luat de 4 face un număr acolo, nu-l facem acum, să pierdem timpul. Ori, cum mai scrim pe radical indice 8 din 2 la 11 minus K? Îl mai scrim 2 la puterea 7 pe 8. 11 minus 4, care se face 7 pe 8. 7 pe 8. Nu? Deci 11 minus 4 face 7 pe indice radical 8. Ori 2 la puterea, cât face aici? 4 pe 3. 4 pe 3. Și egal cu combinări de 11 luate câte 4, ori 2 la puterea, 7 pe 8 plus 4 pe 3. 7 supra 8. Plus 4 pe 3. Nu, că așa se mulțesc două puteri care au aceeași bază, copii baza și se adună exponenții. Și egal cu combinări de 11 luate câte 4, ori 2 la 3 ori 7, 21, plus 4 ori 8, 32, supra 3 ori 8, 24. Și găsim combinări de 11 luate câte 4, ori 2 la puterea 53 pe 24. Da? Și în felul ăsta, Vlad 1, da, am găsit termenul al câtelea? Al 5-lea.
Deci noi puteam dezvolta binomul de acolo, deci puteam să dezvoltăm binomul și aveam cei 12 termeni scriși, dar în loc să facem acesta și cum să-l enumărăm, care ești tu acela de pe locul 5 și îl găseam pe ăsta, în loc să facem așa, ne-am dus direct la ăla. Pentru că dacă ar fost la o putere mai mare, vă dați seama că termenul s-ar fi și la al cincilea, că nu se ne ducem. Nu. Deci noi ne putem adresa direct termenului acelui care dorim, având în vedere această formulă. E capus, un egal combinat din la tine. Câte ca la el, nu știu ca pe la ca. Spune, care ar fi al termenul al 13-a? Vlad. 2. Vlad 1. Termenul 13 egal cu termenul 12. Termenul al 12-a plus 1 egal cu? Egal cu termenul cel mai mare. Egal cu formula. Păi, tu ce? Combinări. Din de 11 vate câte? De vate câte 12. Așa. Și se poate? Combinări de 11 vate? Nu. Păi nu se poate. Păi nu există 13 termeni. Tot mai am vorbit mai devreme, câți termeni sunt în dezvoltare? 12. Și cum s-a făcut 13? Te-am văzut că erai foarte atent și de aceea te-am... Gata, asta se întâmplă. Când un pic ești... Șansa mare pe care o ai tu este una extraordinară, că știind filmul, tu îți permiți, cum de fapt se întâmplă deseori la clasă, să stai și mai pasiv, așa, zic, păi, mai termină asta, o ține langă, așa, dar nu se gândește și el. În timpul ăsta, filmul merge, se înregistrează și tu, partea asta care n-ai fost atent, te duci acasă și dai pe prof online și intri la lecții și vezi bucata care n-ai înțeles-o. Deci asta e performanța lecției. Deci de aceea, așa spuneam de mai multe ori, să produce, practic, o revoluție în tehnologia didactică datorită acestui stil pe care l-am introdus cu filmarea lecției. Da? Deci, total deosebit. Sigur că dacă ar fi camera acum mobilă și ar merge la fiecare, știi cum ai fi în priză totală. Dar așa este în spatele camerei și tu îți spui, asta mai vorbește la acolo. Așa. Și mai trece timpul. Da, v-am vorbit de aceste câteva lucruri interesante despre analiza combinatorică. Am luat lucrurile la zero, le-am luat și pentru voi, Andreea și Alex. Chiar dacă le-ați făcut, o parte din ele am văzut că nu vă erau așa suficient de clare. Am văzut că inducția matematică este instrumentul care poate să fie, nu, care este mult întrebuințat pentru demonstrații. Iar aici m-am dus la binomul lui Newton. Și acum, hai să discutăm ceva, că tu ai de gând să mă întrebi și ceva la numere complexe. Să vedem și chestia aceea. Mă întorisesc că nu am avut deloc timp să mă uit. Hai să discutăm așa, să vedem, să ne formăm o idee. Cam ce ar fi acolo? A, la subiectele? Da. Eu am, cei care v-ați uitat, am pasiunea aceasta și cu apicultura. Muncesc din dimineață până seara, am niște lucrări acum urgente, urgente, de fapt, într-o astupină mare, cum am eu lucrând, iarna te întreba, ce cauți să las bine acolo? Eu mă suna cineva și a zis, domnule, nu mă poți găsi, azi sunt la astupină, lucrez la astupină. Dar, domnul, și iarna lucrează la astupină. Da, fiindcă fac niște lucrări interesant așa, de stimulare și de dezvoltare a familiei. Da. Haideți să zic. Dacă A, Z și Z prim aparțin ultimii numerilor complexe. Deci dacă Z și Z prim A și A. Un A. Deci A. Da. Dacă A, Z și Z prim sunt numere complexe. Da. Arătați că modul din Z A. Cum? Modul din Z plus A. Modul din Z plus A. Plus modul din Z prim plus A.
plus modul din Z prim plus A este mai mare sau egal decât modul din Z minus Z prim. Modul din Z minus Z prim. Minus Z prim. Ce ai încercat tu să faci? Mă gândeam să aduc Z-ul și Z prim să scot în forma generală a numerelor complexe, deși nu prea am ajut. Acolo Z minus Z prim vezi tu, nu e nu mai lipsește, aurul lipsește, nu? Da. Și atunci, eu am să fac următorul lucru. Am să adun și să scad un A în interior. Deci o transcriu într-o echivalență, cam așa. Modul din Z plus A plus modul din Z prim plus A e mai mare egal decât modul din Z plus A minus A minus Z prim. Că A cu minus A s-a reduce acolo, da? Echivalent cu scrierea următoare. Modul din Z plus A plus modul din Z prim plus A mai mare egal decât modul din Z plus A pun într-o paranteză minus Z prim plus A. Da. E tot același lucru. Într-o altă paranteză. și acum, dacă pe Z plus A l-aș înlăta cu un număr complex A1 și pe Z prim plus A cu A2, inegalitatea asta ar fi echivalentă cu scrierea următoare. Modul din A1 plus modul din A2 este mai mare egal decât modul din A1 minus A2, da? Deci, s-ar traduce așa. Ori așa o... Deci am dus la inegalitatea de mai sus într-o altă inegalitate. Asta ar fi acum problema noastră. Deci fiind date două numere complexe, A1 și A2, să arătăm că modul din A1 plus modul din A2 e mai mare egal decât modul din A1 minus A2. Și o putem face concret cum știi tu la nivelul la care știi. Adică, dacă A1 ar fi egal cu alfa1 plus ib1 și A2 ar fi alfa2 plus ib2, două numere alfa1 plus beta1, beta, da? Să zic așa, beta1 și alfa2 plus ibeta2. Ce înseamnă modul din A1? Alfa2 la pătrat. Radical. Radical din alfa de la pătrat plus... Nu. Alfa1 pătrat plus beta1 pătrat. A1. Da. Deci modulul unui număr complex este radical din partea reală la pătrat plus partea imaginară la pătrat. Deci vine alfa1 pătrat plus alfa plus beta1 la pătrat. Iar modul din A2 înseamnă radical din alfa2 pătrat plus beta2 pătrat. Și A1 minus A2, A1 minus A2, A1 minus A2 este egal cu
Vedem cu astea, 1 minus a 2. Alfa 1 minus alfa 2 plus i pe lângă beta 1 minus beta 2. Așa. Și atunci alfa 1 minus alfa 2, deci alfa 1 minus alfa 2 și beta 1 minus, iar modul din asta, modul din a 1 minus a 2, cât ar fi? Modul din a 1 minus a 2, alfa 1 minus alfa 2, radical din radical din alfa 1 minus alfa 2 la pătrat plus beta 1 minus beta 2 la pătrat. Așa ar fi, nu? Da. E partea reală la pătrat plus partea imaginară la pătrat. Radical din asta. Și acum ce? Asta cum s-ar traduce? Modul din A1. Adică în loc de modul din A1, ce trebuie să scriu? Modul din A1 este radical din alfa 1 la pătrat plus beta 1 la pătrat. Plus modul din A2. Adică ce înseamnă? Radical din alfa 2 la pătrat. Radical din alfa 2 la pătrat minus plus beta 2 pătrat să fie mai mare egal decât radical din alfa 1 minus alfa 2 la pătrat plus beta 1 minus beta 2 la pătrat. Și cum procedăm acum? Ridicăm ambii membri la pătrat, ca să scăpăm de radicali. Și atunci ce devine? Devine alfa 1 la pătrat plus beta 1 la pătrat plus alfa 2 la pătrat plus beta 2 la pătrat plus de două ori. E binom aici. De două ori, primul ori al doilea. Plus de două ori radical din alfa 1 pătrat plus beta 1 pătrat pe lângă alfa 2 pătrat plus beta 2 pătrat mai mare egal decât când ridic pe ăsta la pătrat, ce se întâmplă când ridic la pătrat? Este alfa 1 minus alfa 2. Dispare radicalul și rămâne alfa 1 minus alfa 2. Alfa 1 minus alfa 2 la pătrat plus beta 1 minus beta 2 la pătrat. Și dacă fac calculul, cât va fi aici? Egal cu alfa 1 pătrat minus 2 alfa 1 alfa 2 plus alfa 2 pătrat plus beta 1 pătrat minus 2 beta 1 beta 2. Da? Beta 1 beta 2 plus beta 2 pătrat. Da. Am aici alfa 1 pătrat cu alfa 1 pătrat. Beta 1 pătrat cu beta 1 pătrat. Alfa 2 pătrat cu alfa 2 pătrat. Și beta 2 pătrat cu beta 2 pătrat. Și inegalitatea devine, ca acest număr pozitiv, mai mare decât un număr negativ. Că e minus 2 alfa 1 alfa 2 minus 2 beta 1 beta 2. Da. Lucru evident. Așa? Da, lucru. Ăsta a fost de un mod de demonstrații la nivelul, să spunem, calculului efectiv algebric. Da? Însă, o demonstrație foarte ușoară este pe inegalitatea dintr-un triunghi. Suma a două laturi e mai mare decât a treia. Așa apare totdeauna într-un triunghi. Și care este interpretarea geometrică acestea? Deci interpretarea geometrică este următoarea. Deci am făcut notația și asta. Autorul când a făcut exercițiu s-a gândit la chestia asta. Asta a fost ideea de la care a plecat el. De foarte multe ori am spus, interesant ar fi să pătrundem în mintea autorului să vedem la ce a pornit el. Iată, așa. Deci dacă am două numere complexe, A1 și A2.
hai să zic, A, A1 de A fix A1 și punctul A2 de A fix A2. Știți bine că orice număr complex indică un punct în plan. Ei, A1 minus A2, deci A1, numărul complex A1 minus A2, îmi indică acesta este A1 minus A2, numărul complex, e opusul A2 să ia în partea asta și prin regula regula paragramului se găsește asta. E asta care e cât asta de aici. Deci asta este A1 minus A2. Și modul înseamnă distanța dintre cele două. Și ar însemna că modul de A1, adică latura asta a triunghiului, plus modul de A2, latura asta, latura asta plus latura asta, este mai mare decât a treia. Suma două laturi e mai mare decât a treia. Da? Asta cine se-a zis eu? Ce este A1 minus A2, da? A1 minus A2. Și modulul înseamnă distanța de aici până acolo, dintre cele două puncte. Modul din A2 înseamnă distanța asta, iar modul din A1 minus A2 înseamnă distanța asta. Adică, într-un triunghi, suma două laturi e mai mare decât a treia. Lucru banal. Inegalitate rapidă. Deci e interpretarea geometrică a inegalității acelea. Când am văzut această inegalitate, sigur, puteam să iau și pe A în vedere, dar ăsta a fost, și am venit și l-am scăzut și am notat ăsta A1, ăsta A2 și atunci a devenit o inegalitate clasică în orice triunghi se întâmplă suma două laturi mai mare decât a treia. Soluția algebrică, soluția calculului, fără să mă duc la interpretarea geometrică, mă conduce la același lucru, cu un număr pozitiv mai mare decât un număr negativ, lucru foarte clar. Atât pot să fac în seara asta, da. Nu mai mă pot uita la cealaltă, am obosit. Da. Da? Deci ce rămâne un lucru. Da. Ce am căutat în seara asta să fac? Hai să vedem așa, să trecem în revistă întreaga noastră discuție. Deci, am plecat de la faptul că voi nu aveați, doi dintre voi nu aveți deloc noțiuni despre analiza combinatorică. A trebuit să vă introduc aceste noțiuni. Și ne-am dus până la binomul Newton inclusiv. Practic am făcut tot capitolul de analiză combinatorică. Urmând să facem aplicații la el. Dar am făcut ceva aplicații așa, cât de cât. M-am dus și la formulele de calcul prescurtat. Ați văzut acelea care sunt foarte importante. V-am arătat cât de important este să le știm ca să putem raționaliza niște fracții. Noi, în primul exercițiu acolo, ne-am lovit de raționalizare. A fost o inegalitate foarte frumoasă. Tocmai asta ascundea raționalizarea. Și după care am venit și la chestiunea asta cu inegalitatea asta. De data asta, primele două au fost niște inegalități tot numai inegalități. Trei inegalități are testul de acolo, nu? Da. Și mai este a patra, habar n-am ce este acolo. Și am încercat să facem niște lucruri cât de cât ca să putem să fim cu toții la același nivel. Așadar, în lecțiile următoare vom discuta tema, îndeosebi tema pentru acasă. Că ăsta e obiectivul. Că dacă ne ducem la chestiuni, este o chestie foarte importantă de înțeles. Nu ne putem duce la chestiuni de olimpiadă și să le rezolv eu, voi copiați pe tablă, fără ca voi să înțelegeți. Deci trebuie început de jos. Iată, trigonometria am făcut undeva, am lăsat-o deoparte. Nu mai mă interesează. Vă invit în continuare să vă uitați pe Prof Online, să vedeți acolo formulă, trigonometria făcută foarte bine și să puteți să aveți cunoștințe și informații necesare ca să puteți aborda orice exercițiu. Ne oprim aici. La revedere, dragilor!